Adevărata mâncare pe care o va prepara șeful Iosif este aici și a adus mâncare care are legătură cu subiectul pe care o să-l discutăm imediat, și anume alergiile, pentru că în continuare, oameni buni, o să învățăm cum să ne facem teste alergice acasă. O să învățăm cum se manifestă alergiile, ca să putem să le ameliorăm simptomele. Așa că o să învățăm astăzi la emisiune care sunt florile cele mai alergice, cum scăpăm de dependența de spray-ul de nas, care sunt spray-urile care dau dependență și dacă există tratament care să ne scape de alergii. Pentru că alergiile reprezintă o mare problemă la nivel național, oameni buni. Avem de învățat de la doctor Sava Marius. Salut, doctore! Salut, Cătălin! Ciucă, se întâmplă ceva cu tine? De ce? Nu știu, muzica asta mă surprinde astăzi pe la invitații noștri, te-a băgat. Nu știu ce are cu mine, el, cred că are vreo legătură cu numele melodiei. Exact, cum Sava, Sava, exact. Sava, și eu sunt Sava și am înțeles. Exact. Deci băgați mă să nu era mai frumoasă, era mai premium. Nu știu, să ne facă neserios. Hai, bine, o schimb, ok. Sweet, ok, o schimb. Dacă ia un loc, doctore. Da, nu, Cătălin, vreau să mergem acolo inițial. Hai să mergem. Mergem cu telespectatorii noștri, da? Da. Îmi dai mie scaunul acesta, te rog, da, te rog frumos. De tot. Facem teste, mamă, m-a luat cu capul deja de la crinește. O să știi că și pe mine mă doare capul și știam. Pentru că, nu... că este una dintre regulile pe care știu că am învățat-o de mult. În casă să nu dormi, în camera unde dormi, cu crini în cameră. Absolut, și acum v-am văzut chiar astăzi pe TikTok, bineînțeles. TikTok, viața noastră? Da, cineva care spune, domnule, terminați cu prostia asta, cu povestea cum că ar face rău crinii, domnule. Să nu dormiți cumva cu un crin în casă, mai ales dacă aveți un copil. Te trezești cu o criză de astm sever, poate să-ți amenințe viața, și avem aici plante care pot să-ți amenințe viața. Și pe primul loc este crinul. Miroase superb, ăsta este adevărul. Și știi, uite, fabulos. Asta. Uite, asta ți amenințe viața. Asta este polenul crinului. De la crin? Da. Și asta pleacă în aer, noi nu vedem toate particulele acestea, pleacă în aer și ți intră în nări, ți intră în bronhii și poți să faci o alergie dintr-o dată. Care n-ai avut niciodată în viața ta alergie și poți să faci? Da, nu înțelegem de ce. Știm sigur că tendința la alergie cu ea te naști, nu înțelegem de ce dintr-o dată se declanșează. Dar poți să faci alergie dintr-o dată la ambrozie. De exemplu, eu am un prieten foarte bun care a început alergia la 56 de ani. I-a început alergia la ambrozie. El născându-se cu această tendință. Dar atunci s-a declanșat. Atunci s-a declanșat. De ce motiv este foarte greu ca să spunem. Deci, oameni buni, atenție mare, nu dormiți cu crinul în cameră, mai ales dacă aveți și copii, pentru că pe TikTok ce se spune nu are treabă cu realitatea ce ne spune știința. Doctorul, ce spune doctorul? Tovarășul doctor. A doua plantă care este foarte, foarte alergenizantă, o găsim în comerț. Ce plantă este asta? Uite-mă, asta e crizantemă, că te ne spuneți. Adică mie chiar nu mi se pare că e crizantemă. Mă, nu are cum să fie crizantemă. Ia caută-mă, Ciucă, te rog frumos, o fotografie cu crizantemă pe Google. Crizantemă, da? Dacă asta este crizantemă, n-are, eu sunt șofer. N-are cum, deci... Ghermi, facem un referent. Ghermi a luat-o? A avut niciodată o combinație ceva? Da, se vede cu exclus. Ia, scoate-mă crizantema. Cum am învățat eu la Târgu Jiu când aveam... Luați labele de pe crizanteme care au nicio legătură. Nu mai schimbați voi crizantemele. De unde ați luat asta după TikTok? Modificată genetic. Așa le-am spus și eu, că e modificat ceva, modificat genetic. Într-adevăr, aici, în mijloc, dacă vă uitați, seamănă un pic. Da. Uitați crizantema, aceasta este. Iată, Greta, crezi că seamănă? Doamna Greta. Asta? A, uite-te și tu, ce treabă are? Greta, asta e mai amărâtă, mă. Asta nu este, asta e o crizantemă modificată genetic, asta e și mai periculoasă. De asemenea... Deci crizantemele sunt periculoase? Da, poate să provoace alergii, pentru că în interior, aici unde v-am arătat eu, undeva înăuntru, de tot, sunt... Uite diferența, frate. Crizanteme de 2024 și crizanteme cum era odată, bă. Nu se mai fac așa. Uite cum era odată. L-a adus. Bun. Care sunt cele mai singure plante pe care putem să le oferim doamnelor din viața noastră? Sau pe ce nu invers? Mi-ați adus și trandafir. Uite, trandafir, corect, ăsta da. Într-o campolida asta este trandafirul, care nu poate să provoace alergii sau poate să provoace alergii foarte rar, pentru că nu este, nu are aici foarte mult. Aici se poate înțepa în spini. Da, are nimic, este plăcut. Bun. Și asta, orhidea. Ce plantă este asta? Orhidea. Orhidee este asta. Nu știu de ce mi-ați luat o orhidee pălită. Dar nu contează, este orhidee. Era este mai scumpă aia. Da, am înțeles, da. Asta era la ofertă. Nu e nicio problemă. Ne-a dat crizantema cu orhidea la preț de... Bă, da, am două la preț de... Bun. Dar știi că avem și plante de interior. Mi-au pus în partea asta ca să mă întind eu. Feriga. Da, feriga. Pe asta am recunoscut-o și eu. Și ficusul. Asta e ficusul, da. Toți am avut ficus în casă, sau avem ficus. Și ai considera că este benign, că nu se întâmplă nimic de rău. Uite, ai făcut alergie. Și ficusul și feriga
pot da alergii. Hai, mă las-o. Ambele, chiar ficusul este printre cele mai periculoase plante, ne fiind extraordinar de periculoasă, dar cele mai periculoase plante verzi, astea cu frunze mari. Și astea sunt plantele de interior pe care le avem și am avut pacient care nu știa de ce tușește și tușea de la un portocal. Avea un portocal. Deci mai bine să dăm afară toate plantele din casă. Bine, domnule, dacă nu ești alergic, păstrați-le, că sunt și ele frumoase. Păi frumoase, dar dacă tu tușești și ai... nu-i bun, pe ideea păi că nu ești, dar poate devii. Ideea este așa, ce trebuie să învățăm noi este următorul lucru. Trebuie să învățăm că dacă tușim și avem o plantă în casă, este posibil să tușim din cauza acelei plante. Deci pentru cei de acasă, dacă observați că tușiți câteodată, fără să fiți răciți, încercați să vedeți dacă o plantă din casă vă influențează acest lucru, că s-ar putea să fiți alergici. Și să vedeți dacă plecați de acasă în concediu și nu tușiți, atunci este cu atât mai mult o posibilitate ridicată ca să tușiți din cauza acelei plante sau din cauza unui lucru bun pe care l-a. Bun, ce mai putem să facem? Sunt alergici la pisici. Alergia la pisică, la ambrozie și alergia la mucegai sunt cele trei alergii care te pot duce pe lumea cealaltă foarte repede. Sunt cele mai periculoase, de fapt. Poți să mori? Da. Dar se întâmplă extrem de rar, încă o dată. Nu e o chestie negativă. Se întâmplă foarte rar lucrul acesta. Dar ce fac eu cu un pacient care are o alergie severă, un asp sever, adică, și are pisică acasă? Ce îi zic? Doamnă, dați pisica? Nu se poate, că o iubești de nu mai poți. Sau să nu mai stai atât de mult cu ea în brațe, nu? Le spun, domnule, să nu mai dormiți cu ea în pat. Să nu mai lăsați pe pernă, faceți tratament de desensibilizare, dar relația dintre un om și un animal este extrem de apropiată. Da. Câteodată trebuie să impui lucrul ăsta. Vezi că pisicile sunt periculoase, că au scot un nu știu, o enzimă ceva, da? Pentru a ataca șoarecii și faci poți să faci tu deci, o boală care se numește toxocara, toxoplasma, exact. Toxoplasma, care e foarte periculoasă. Toate sunt foarte periculoase, așa că vaccinați-vă pisicile, dacă aveți. Dacă le vaccinați sunt ok și dacă le țineți mai mult în casă. Asta se întâmplă mai ales la cele sălbatice, sunt cele pe care le găsești pe stradă. Atunci când iei o pisică, trebuie neapărat să te duci cu ea la veterinar, să faci. Da, bun. Bun, haideți să facem și teste. Ești de acord? Sunt de acord. Bravo. Și am luat teste rapide pentru depistarea alergiilor. Acestea există sunt... în farmacii? Da, costă 30 de lei. Un test care nu ți arată la ce ești alergic, îți arată o alergie globală. Îți arată că se întâmplă în corpul tău ceva ce poate să semene cu alergie și trebuie să mergi la medic. Adică apă de ploaie. Nu, o spune că ai alergie și păi trebuie să mergi la medic. Păi nu spune la ce, dar spune că ești alergic. Spune, sunt niște celule care se numesc imunoglobuline E și astea detectează acele celule. Vrei tu? Da. Hai. Vreau și pozașul. Și pozaș. Înțeles că este... Pozașul are o chestie cu căpșunile, dar atenție mare, doar la asta de la noi din supermarket, tot ce și-a luat când a fost plecat în vacanță și a mâncat, n-a avut nicio problemă. Pozașa scaunul ăla, așa e de aici, lângă domnul doctor. Ia uite scaunul de acolo, că am plătit noi consultația. Păi să vine el pe partea aia. Să stau la centru? Da. Vine în, lângă tine sau mă simt încolțit. La stânga doctorului Pozaș. Dreaptă e ocupat. Deci pentru cei de acasă, oameni buni, să recapitulăm. Dacă tușiți sau vedeți ceva, practic aveți, Pozaș, te dai mai așa ca să te bat. Să aveți plante, da, în casă. Le uitați-vă dați la o dacă aveți plante. Dacă aveți plante... Dacă nu, un test de alergie la farmacie, da. Costă 30 de lei și puteți să vă testați, exact. Corect? Nu să vă fac acolo testul, o să vă fac din deget, ca testul de glicemie. Hai. Gata? Hai că fac numai cu una. Bun. Începem inițial. Și asta de la farmacie? Da. Bă, dar crinul ăla m-a omorât, începe să mă doare capul. Vezi? Și pe mine mă doare capul. Bun, primul lucru pe care trebuie să-l facem este să... Dar poți să-l omor pe unul dacă vrei, îi pui în cameră mai buchete de crin și lasă doarmă acolo? Nu, nu cred că e bine să spun da, că nu e... Dar poți să te duci... Poți să-i faci rău. Pentru că ai zis că ți se declanșează o alergie puternică? Exact. Să-mi dai un deget, te rog. Nu doare, nu face nimic, să știi. N-a fost așa de rău, nu? Haide, mă, nu, n-a fost, chiar n-a fost. Nu poți să scoți tot sângele acum. Atât o să te rog să iei de acolo un tampon să spui tu pe... Dacă okay. Știa mai... Poți să-mi ieși niște analize, dacă tot... Și acum venim, până la urmă venim cu un... Și apoi perfect. Punem picătura. E o picătură mică de tot de sânge. Așa. Apoi... Deci asta există în farmacie și o poate face oricine. Oricine acasă. Oricine acasă. Și apoi punem 4 picături. 4. Și apoi o să lăsăm. Și la sfârșit, când o să ne întoarcem la masă... O să vedem. O să vedem dacă este. Bun. Să facem același lucru. Hai și la pozaș, și pozaș. Pentru că la el știm 100% că are niște alergii. La el sunt dovedite, la mine poate am unele ascunse și nu știu exact. De exact, o să vedem imediat. Să știi că deja avem două teste pozitive făcute la colegii din platou.
Două, ai făcut două pozitive? Două, da. La cine? Am făcut la Alina și Nicoletei. Colegele mele? Da. Păi și la ce sunt alergice? Se știu alergice? Eu se știu alergice, da. Se știu alergice, da. Okay. Eu care nu mă știu alergic, trebuie să vedem exact ce se întâmplă, da? Da, da. Și Pozașul a zis că este alergic, deci la era trebuie să fie pozitiv. Pozașul, la tine cum e? Ia povestește în fața domnului doctor. Sunt alergic la căpșuni, mere. Uite cum avem acolo căpșuni. Morcov, cruz, țelină. Dar când am fost plecat, am mâncat absolut toate fructele posibile și n-am avut absolut nimic, nimic, nimic. Asta este foarte ciudat, înseamnă că la noi în România se folosește ceva, se dă ceva pe... Dar la niciun... Nu știm că, cred că e și dublu standard legat de chestia asta? Da. Nu? Perfect. Bun. După asta mergem la panou să explicăm sau aici ce mai, mai ai? Mai avem ceva foarte interesant. Păi la ție, ție iese sângele ca... Asta e de mine sau de... Este neutru, gata. Te rog să-i dai de acolo, tu, dar poți să fii, să mă ajuți. Mulțumesc. Bun. Bun. Și acum, noi acasă, să știi că putem să mai facem un lucru. Să luăm o substanță la care noi ne considerăm că suntem alergici. 3, 4, gata, și le lăsăm aici. Deci asta a ta, asta a lui Cătăi. Bun. Putem să facem ceva. Putem să luăm o substanță la care noi ne considerăm alergici, să o așezăm pe antebraț, și să vedem dacă se înroșește acea zonă. Și pentru asta am nevoie de pacientul numărul 2. Ciuca? Da. Hai. 3. Hai că am treabă, doctor. Pacientul numărul 3 la doctor. Da. Deci tu practic că asta poți face cei de acasă, asta telespectatorii. Acasă, da. Deci ce se ia? Cu gogoșerie, stai cu spatele la camere. Deci telespectatorii acasă pot să-și testeze alergia asta? Absolut. Las. Deci cum ia? Uite. Avem vin, avem cafea, mai facem una rapid cu niște piper. Acolo e piper? Nu. Aici este ser fiziologic, luat din perfuzie. Deci tu pui ser fiziologic într-un recipient, da? Exact. Luăm niște piper frumos, punem ca să fie, luăm un bețigaș, amestecăm. Deci asta poate să faci să oricine acasă. Acasă? Bineînțeles. Bă, am venit să strâng la piper. Bun. Și facem un fel următor. Ciucă antebrațul. Bun, asta e să nu-l confund. Așa. La Pozașul a ieșit pozitiv sau... Mai durează, mai durează. Deci tu, practic, le spui oamenilor de acasă că ei pot să pună, cum? Într-un recipient, ce pun? Ce pun într-un recipient? Un ser fiziologic, da. Ser fiziologic, adică clorură de sodiu luată de la farmacie, ca să fie steril, da. De fapt asta este. Pun alergenul la care ei se gândesc că adică poate să fie alergic. Adică acolo pui boabe de cafea sau ce? Nu, aici e cafea, pur și simplu. Cafea, vin alb și un pic de... Căpșună zdrobită? Căpșună zdrobită ca să iasă un pic substanța din ea, știi? Și piper. Și piper, da. Băi, nu cred că există, poți să-ți testezi asta acasă. Dar să știi că, uite, de exemplu, la creme, să urmea fiind dermatolog, la creme, atunci când folosești o cremă nouă, prima dată trebuie să încerce pe pacient crema dacă este alergic sau nu pacientul, după ureche, unde este pielea foarte fină, sau pe antebraț. Dai un pic cu cremă și vezi dacă se înroșește. Asta e testul? Asta este testul. Da. Ok. Hai, Ciucă, întindem una. Tu știi alergic la ceva, Ciucă? Nu. Aflăm imediat. Punem un pic de cafea. Uite aici. N-are cafea, bea 3-4 pe zi. Știu. Cel puțin. Punem un pic de vin. Nici la vin nu e fină. De la două sticle în sus în fiecare seară. Punem. Căpșuni de la 2 litri, 2 kilograme. Și piper, cu freșca. Da? Și piper. Dar uite, la Pozaș vreau să-i punem cu căpșuna pe mână, să vedem. Păi, lasă un pic, că nu vreau nicio să risc așa să mă... Că dacă face vreo alergie după aia, păi ne uităm de, un pic. Hai Pozaș să spunem un pic. Că să vedem cum arată nu, la... Nu, nu e cum adică, sigur că... Că la el știi care căpșu, e alergic la căpșuni. Și apoi luăm un ac steril, un vârf ușor și înțepăm. Nu. Asta e tot. Ba da, ba da, crede-mă. Nu că nu se înțeapă, se zgârie. Perfect, hai Pozaș, să spunem și ție, că vedem gata? Acum pe cineva... Gata, poți să mergi și ne uităm mai încolo dacă s-a întâmplat ceva. Fă-i și nu Pozaș asta la căpșuni, că știm că el are alergie la căpșuni. Hai Pozaș, să vedem. Ce-am de antebrațul, poate te înroșești acum dintr-o dată. Să știi că am tratament la mine și pentru criză. Da? Deci tu îi dai cu asta. Așa. Și pentru cei de acasă, atenție mare, poți să facă treaba asta, spui, nu? Normal că poate să facă, uite aici, am un ac, n-am un ac steril aici. Ai făcut o alergie urâtă vreodată, adică cu... Nu, doar tuse. Doar tuse. Și uneori mă mănâncă buzele. Și acum o să încerc. Asta a fost tot. Atât? Atât. Și o să vedem ce se întâmplă. Mai testele astea la un moment dat. Da, da. Numai acolo sunt niște teste speciale, mă rog. Eu n-am preducere în acelea care să... Mergem la tablou? Hai.
la panou. Și o să ne întoarcem și la sfârșit o să vorbim cum scăpăm de dependența de picăturile nazale. Arată că nici eu, nici pozașul n-am fi alergic. Ai dreptare, că așa s-a întâmplat și la colegile noastre, care după 10 minute s-au pozitivat dintr-o dată. Ești de acord? Nu mă crezi. Asta dacă ne... Păi da, dar stai un pic, că nu înțeleg. Uite. Vezi banda aceea a doua roșie? Care este? Aia este test pozitiv, unde, în dreptul la 1. Uite. A, am înțeles. Da, al meu l-am pus aici, l-am ascuns. Da. Alea sunt ale colegilor noastre, ăsta e al meu. Da. Și ăsta e al pozașului, le lăsăm. Pozaș, ne întâlnim imediat în cabinetul domnului doctor. Deocamdată să vedem aici despre ce este vorba. Despre alergii, oameni buni, despre alergii vorbim. Vorbim despre știrile de săptămâna aceasta. V-am adus știri externe și știri interne. Știrile externe sunt foarte îmbucurătoare. Avem tratament care prelungește viața pentru pacienții cu Alzheimer. Până acum nu aveam. Ne uitam pur și simplu cum pacientul se degradează. Dar avem acești anticorpi monoclonal, primul se numește lecanemab și al doilea se numește donanemab, care sunt anticorpi monoclonali care merg la sursa producerii acestei boli și încetinește evoluția. Deocamdată nu avem în România, dar în 2-3 ani o să ajungă sigur și la noi în țară. Și cum e preventiv? Nu e preventiv. Pacientul a început inițial când este diagnosticat cu Alzheimer. Îi se administrează acest tratament și durata de viață îi crește cel puțin la lecanemab cu 30%. Adică, nu știu, dacă el avea o speranță de viață de 9 ani, să zicem, cu lecanemab îi crește cu 30%, deci 12 ani. Ceea ce este extraordinar din punct de vedere medical. Știu că personal nu este cine știe ce, dar medical este extraordinar și este un deschizător de drumuri. Pentru că o să aibă o evoluție și probabil că în câțiva ani o să avem și un tratament care este curativ, domnule. Și în România știrea internă este că și în orașele mici sau mai mici încep să se facă progrese în ceea ce privește medicina și în Brașov s-a făcut o înlocuire valvulară și nu s-a făcut clasică, ci s-a făcut transcateter. Adică pur și simplu pe interiorul vasului s-a băgat un cateter și s-a înlocuit o valvă din inimă. Și pentru asta, într-adevăr, este un medic în Brașov, că în Brașov, despre Brașov este vorba, Florin Orțan, care a făcut lucrul acesta cu o echipă. Cu Corneliu, Florin, Buicu. Sunt mai mulți care sunt toți trecuți pe Facebook la domnul doctor. Este extraordinar că se poate face lucrul acesta și îmbucurător nu este că se face, că în România se face de mai mult timp, cel puțin în orașele mari, ci că a început să se facă și în orașele un pic mai mici. Marea problemă sunt oamenii în continuare. Trebuie să fie om care dorește să facă lucrul acesta și dacă găsești, deci avem și noi bucurile noastre în țara noastră. Bun, și vorbim de alergii, că despre asta a fost vorba la început. De ce facem alergii, Cătălin? Întrebare. Ce răspuns ai și tu, același răspuns îl am și eu, că exact habar nu avem. Vor să ne omoare. Cineva dă cu balon, cu avion. Știm sigur că gena are o implicare directă, adică dacă cineva din familia ta a avut o problemă, este foarte posibil ca și tu să o moștenești. Mai știm că dacă atunci când ești mic te expui la un alergen, cum este crinul sau, nu știu, un miros foarte puternic sau ceva care este iritant pentru tractul aerian, poți să faci alergii. Mediu înconjurător și nu avem ce să facem. Trăim într-un mediu care este extrem de poluat. Dar odată pe săptămână duceți-vă undeva la țară, dacă aveți, sau undeva într-o pădure și stați să respirați aerul normal de acolo, că ar fi foarte bine. Și fumul de țigară, mă iertați, asta este, trebuie să spun, fumul de țigară te predispune la a face alergii și nu doar pe tine, mai ales pe copiii din jurul tău. Este demonstrat științific că mamele care fumează, copiii a căror mame fumează, fac mai repede asp și funcția pulmonară nu este dezvoltată. Deci nu fumați atunci când sunteți însărcinate. Și care este diferența între alergie și o infecție acută de cai aeriene? Pentru că câteodată habar n-ai să faci diferența, nici și nouă câteodată ne este greu. Dar avem câteva diferențe. În răceală, atunci când ești răcit, te doare în gât, la alergii mai puțin. Ai o stare de sfârșeală din cauza febrei și ai durerile de cap. Ok. În partea cealaltă, mâncărimea este cel care face diferența. Adică te mănâncă nasul, te mănâncă ochii și atunci te gândești mai degrabă la o alergie decât la o infecție acută de căi aeriene. Bun, și ce este alergia? Alergia, foarte simplu vorbind, este o luptă a corpului nostru cu un străin. Ea intră în corp pe trei căi. Prin aer, adică inhalăm, digestiv îl ingerăm, sau prin contact. Și ajung la organele care sunt cele mai afectate, adică pielea, ochiul, și dacă îl inhalăm, la plămâni și la nas. Și poate să ajungă, bineînțeles, și în burtă. Și în organism, atunci, există o dilemă. Măi, ce a intrat în mine? Acest alergen este rău sau este bun? Pentru că, într-adevăr, nu știu, ambrozia, care e cea mai vestită, nu-ți face nimic rău. A intrat în corp și a ieșit. Doar că nu știm din ce cauză, se activează din niște celule în corpul nostru care vrea să omoare acel lucru. Doar că lucrul acela nici măcar nu are viață. Și vor să-l dea neapărat afară. Și atunci începem să ne umflăm prin diferite locuri, adică nasul, ochii,
pielea pe interiorul plămânului. Celulele care sunt cele mai specifice pentru alergii sunt eozinofile și puteți să vă uitați pe analizele voastre de sânge. Dacă eozinofilele sunt peste 500 pe analize, e posibil să ai o alergie. Iar atunci când aceste celule se activează, începe o luptă între imunitatea noastră, care atacă, și un alergen care oricum nu face nimic rău, nici măcar nu știe să se apere. Și începe această luptă și noi începem să ne umflăm. Și cea mai cunoscută alergie respiratorie este astmul bronșic. Ce înseamnă astmul bronșic? Înseamnă că alergenul intră pe interiorul traheei, traheea se inflamează, calibrul se îngustează și dintr-o dată ajungem de la un calibru normal de, să zicem, un centimetru la câțiva milimetri în care mai trece aerul. Care sunt simptomele? Tușim, respirăm greu, șuierăm și simțim că ne strânge pieptul. Acestea sunt cele patru simptome ale astmului. Dacă ai simptomele astea, ai astm. Mergem la medicul pneumolog sau la medicul alergolog. Efectuăm o spirometrie, care este proba de suflat. Simptomele pe care noi le relatăm pacienții, se pune diagnosticul de astm. Bun, și ce putem să facem dacă avem astm? Păi, în primul rând, evităm expunerea la alergeni și există, din păcate, un timp de astm, se numește astm profesional. Oamenii care sunt alergici doar la locul de muncă, în lumea civilizată se mută locul de muncă. La noi nu avem ce să facem. Bun. Avem vaccinarea antigripală și antipneumococică și aș vrea să vorbesc despre vaccinarea antipneumococică. Este gratis în România, vaccinarea antipneumococică. Pacienții cu boli pulmonare sunt predispuși la a avea infecții pulmonare. Ar trebui făcut acest vaccin. Tratamentul inhalator nu dă dependență. Este un mit. Doar că a fost la un moment dat un film, House. Era filmul de House. Și Dr. House? Dr. House. Și la un moment dat vine o pacientă cu astm la el și doctorul o întreabă, domnule, cum îți administrezi tratamentul? Și ea și-l dă la gât. Știi? Eu am pățit-o în mod real. Adică a venit pacientă la mine și doamnă foarte deșteaptă care își dădea tratamentul inhalator în aer și inhala din aer. Se întâmplă de asta. Ce? Pentru că atunci când vine la tine un pacient cu astm, responsabilitatea ta ca medic este să explici cum se administrează antibiotic. Normal. Dacă unii oameni nu am fac. Văzut că aveai și tu aici. O să vă arăt și cum se dă la sfârșit, da. Și întrebare. Putem să facem sport sau nu în astm? Pentru că atunci când ești diagnosticat cu astm în copilărie, ți se spune să nu mai faci sport. Greșit. Dacă îți permite suflu, fă. Și mergând mai departe, alergia poate să ajungă la nas și facem rinită cronică și înseamnă că ți se înfundă nasul, că ai secreții pe nas, că ai secreții în spatele nasului, că strănuți. Ce putem să facem? Facem o tomografie computerizată, apoi rinoscopie, adică să uită un medic în spatele nasului și apoi cu simptome punem diagnosticul de astm. Bineînțeles, trebuie să evităm expunerea la alergen, trebuie să ne vaccinăm. Tratamentul intranazal, și aici este problema. Unele tratamente dau dependență, unele tratamente nu dau dependență și o să vorbim despre asta. Și bineînțeles, atunci când este foarte înfundat nasul și cornetele sunt foarte inflamate, avem intervenția chirurgicală. La toate problemele de alergii putem să facem și desensibilizare, adică să... Dar durează mult desensibilizare. Durează câțiva ani și câteodată nu este eficientă. Da. Asta, adică iei câțiva în pastile și nu știi... Da, dacă este invalidantă boala, atunci merită să iei. Da. Ce înseamnă invalidantă? Adică... Invalidantă înseamnă că nu poți să trăiești cu ea. Atunci n-ai ce să faci. Bun, avem alergia cutanată și alergie sunt niște plăci roșiatice, ca o urticarie și foarte interesant, de fiecare dată mănânc, adică o alergie fără să mănânce nu prea există. Ce putem să facem? Bineînțeles, să evităm expunerea la alergen, tratament topic, adică putem să dăm cu tratament pe noi, tratamentul antihistaminic și atunci când e sever avem cortizonul sistemic și putem să facem desensibilizare. Și mai avem această alergie, alergia digestivă, care cred că este și cea mai periculoasă, pentru că poate să te omoare, eu am pățit-o, eu am făcut șoc anafilactic de la niște ciuperci. E o diferență între alergie și intoleranță. Intoleranță înseamnă că nu avem posibilitatea de a digera sau metaboliza anumite alimente. Alergia înseamnă că avem în corpul nostru niște celule care luptă cu noi. Și sunt diferențe. Și cea mai bună diferență, și trebuie să țineți minte, este că la alergie este acută, dintr-o dată ți se întâmplă să te umfli. Pe când la intoleranță este o chestie cronică, ai tulburări de tranzit, nu suporți anumite alimente. Care sunt cele mai întâlnite lucruri care îți dau alergii? Polenul, acarienii, bineînțeles, la ăsta nici nu prea avem ce să facem, părul de animare, anumite alimente și bineînțeles avem aceste alimente și o să și le mâncăm astăzi. Ce putem să facem? Cel mai important lucru este să identificăm care este nenorocirea care ne provoacă rău. Apoi să facem curățenie, să aspirăm și dacă putem să avem un aspirator cu filtru HEPA ar fi extraordinar ca să tragă cât mai mult alergen. Nu fumăm, îmi pare rău, asta este. Evităm alimentele procesate. Alimentele procesate te predispun la a avea alergii.
în timpul pandemiei noi am fost așa de bine pentru că pacienții cu azi nu mai veneau și nu înțelegeam de ce nu mai vin. Ei nu mai veneau pentru că purtau mască și alergenul nu se ducea acolo unde trebuie. Nu folosiți umidificatoare, o greșeală mare. Umidificatoarele mulțesc acarienii, de fapt umiditatea. Și controle regulate, mergeți la medic. Asta este partea teoretică și să ne întoarcem la partea practică. Pentru că avem proba de sală și proba de condus. Da. Ciucă, să știi că mi s-a făcut rău și a plecat. Ciu, la revedere. Da. Deci, a plecat cu alergiile la el. Sper că nu din cauza mea. Nu, nu i s-a făcut rău. Are o filmare și de asta a trebuit să... Am înțeles. A trebuit să meargă, dar ne-a arătat că n-avea absolut nimic. Cătălin? Al meu este stat, doctor. Uite, uite Cătălin, ca să vezi diferență. La tine este clar negativ, la posați începe să se pozitivizeze. Ca să vezi că sunt deci, niște care, ăsta e al meu. Ăsta este al tău. Și tu spui că nu e nimic deasupra dungirii. Este clar că nu este nimic. Ești la pozașe. Bă, da, este, uite. Uite, ca să vezi tu mai aproape, că la cameră poate nu se vede. E clar că se începe. Un pic în dungă, așa, în 20 de minute se face și mai tare, vă spun eu. Adică se mai vede încă o dungă exact. Aici. Exact, uite, 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 se vede foarte bine, uite da. Aici, se mai vede încă o dungă. Da. Este pozitiv, deci eu... Dar el știa că e alergic la căpșuni. Dar în cazul acesta, eu ți-aș propune să mergi la un alergolog, să-ți facă testele alergice, să vezi exact la ce ești alergic și ce trebuie să faci mai departe. Asta este ceea ce trebuie tu să faci. Bun. Și ți-am povestit, Cătălin, și cel mai important lucru, și nu vreau să trec peste asta, este cum scăpăm de tratamentul intranazal, pentru că dă dependență. Există o substanță care se numește xilometazolină. Xilometazolina dă dependență pentru că învață vasul de sânge din interiorul nasului să fie puturos. Și avem un dispozitiv fix ca acesta și chiar asta a fost în acest dispozitiv. Deci ce putem să facem? Putem să facem următorul lucru. Luăm niște ester fiziologic. Sunt mulți oameni care au... Rinită cronică. Nu, sunt foarte mulți oameni care au dependență de anumite picături, foarte să le zicem numele la televizor. Foarte, nu, da, substanța activă se numește xilometazolin. Asta e substanța, medicamentul medical. Știi? În toate. Picături. Cum facem? Putem să scăpăm de dependență și cea mai ușoară metodă este următoare. Luăm flaconul de tratament intranazal, îl deschidem, vărsăm o bucățică mică din, o parte mică din el și începem să diluăm cu ser fiziologic. Deci tu îl faci din ce în ce mai exact, slab. Exact, mai slab. Și pe măsură ce îl folosim, pe măsură ce îl folosim și scade cantitatea din el, mai punem niște ester fiziologic. Încet, încet încercăm interesant. Să folosim... Îl mai diluez. Îl mai diluez ca să recâștigăm sensibilitatea corpului. Apoi, pentru pacienții cu rinită și cu alergii... De la crinia aia, mă omoară crinia. Vin mai spre mine, asta este... Avem acest irigator nazal. Irigatorul nazal spală pe interiorul nasului. Ce tare este, îl găsești la farmacie? Îl găsești la farmacie, tot la fel, e foarte ieftin, costă 20-25 de lei, adică nu este o... Pui pur și simplu apă curată în el sau dacă vrei ser fiziologic, cel mai bine ar fi ser fiziologic, îl umpli, apoi bagi acest muștiuc într-o nară și apeși pe butonul care este sus. Uite aici. Și ți-l dă scurte pe cealaltă nară. Exact, îți curge pe cealaltă nasă și, nară și în felul acesta se spală nasul de alergeni. Foarte important să nu avem alergeni în dacă nu vrem să în nas, dacă vrem să și nu asta avem. E bine să faci de câte ori? Dimineața și seara. Bă, de lume. Da. Dar nu e așa complicat, să știi că nu este foarte... Nu te nu te irită foarte nu tare. Te irită. Și ultimul lucru pe care vreau să vi-l arăt, avem aici foarte multe tratamente inhalatoare, vreau să învăț, avem 1.200.000 de români cu astm. 1.200.000 de români cu astm. Acesta este tratamentul inhalator. E unul din ele, că sunt foarte multe și sunt tot felul de dispozitive. Cum se folosește? Inițial dăm tot aerul afară din plămâni, adică ca să eliberăm plămânul de orice fel de aer. Apoi băgăm muștucul ăsta în gură. Când apăsăm pe el, tragem tare. Și apoi ținem respirația 10 secunde. Ok? Apoi... Atenție, mare, nu se dă pe alături, cum a dat doctorul, cum se explice? Că sunt oameni care chiar așa dau, a? Da, da. Nu, în gură se dă. Și foarte important, nu dăm mai multe pufuri dintr-o dată. Adică nu facem asta în interiorul gurii noastre, pentru că totul se duce în cerul gurii și facem candida de la el. Deci dăm pe rând, dăm aerul afară inițial, apoi inhalăm și apoi ținem respirația. Gata. A, folosim și pe asta? Păi nu, că tehnica este aceeași. Doar că să mulțumesc, Cătălin. Și asta? Asta n-ai văzut, am fost și eu epigienic, Cătălin, asta este. Doctore... Astea sunt tratamente inhalatoare diferite. Adică nu perfect, e... să-l chemăm pe prietenul nostru. Nimeni altul decât șeful de la Buzău, domnul șef Iosif Ștefănescu, care a gătit conform recomandărilor tale. Da. Salut, șef, și bine ai revenit printre noi muritorii de rând. Bine v-am regăsit. Bine, șef. Cum e la Buzău? Foarte bine. Da. Foarte bine. Chiar au sărbuna la părinții lui domnul Iosif. Sărbuna mamă, sărbuna tată, vă pup. Și tot Buzău și tot București, să nu se mai supere nimeni. Azi nimeni de ceapa de Buzău că poți face alergie la ea.
Da. Păi cum să faci, măi? Nimic din Buzău nu este alergie. Doar eu. Nu, nici eu. Nu creez alergie. Eu mi-am păstrat legume de post și o ciorbă de lobo de doctore, pentru că e postul Paștelui și m-am gândit să încerc să-l simt. Sper să și reușesc, o să vină și cozonacul de aur, o să vină niște, cum să spunem, tentații și niște presiuni. Deci poftești? Nu. Asta zice că e mai păcat să poftești. Aia zic la carte, scrie tot. Să nu poftești, să da. Mai, decât să poftești mai bine mănânci, nu? Nu, asta nu, corect, găsim noi mereu alternative. Da, eu în timp ce voi vorbiți, deci, domnule șef, spuneți-ne ce ați adus dumneavoastră astăzi aici? Păi am făcut un meniu mai complex, după indicațiile domnului doctor. Dar foarte riscant, din câte înțeleg. Nu este riscant absolut deloc, pentru că în momentul în care mergem și servim masa în oraș sau la restaurant, e bine să anunțăm că avem anumite alergii. Și atunci bucătarul sau personalul restaurantului va încerca să muleze meniul pe care îl face sau preparatul dorit, fără agenții alergeni de care pomenea domnul doctor. Și pentru astăzi am pregătit o feta în crustă de susan. Susanul, de asemenea, este... Susanul este alergenic. Este alergenic și un alergenic foarte puternic, nu? Foarte puternic. Acompaniată cu o sarată rucola. Da. Deci pui rucola, pui niște roșii tăiate, arată bine până acum. Până acum, da, e chiar de post. Acum începe, nu? Și acolo ce este în crustă aici de susan? Aici avem o feta în crustă de susan. Uh-huh. O feta pe care am tăbălit-o ușor prin făină, ulterior am adăugat și ou și susan. Deci avem doi factori alergenici puternici de care ai pomenit-o mai devreme. Da. Susanul știi? Da. Și? Feta, susan și macchia. Pe deasupra punem... Nu este un susan alb și susan negru. Susan este doi. Cu trufe ceva. Asta e cu trufe, dar un balsamic cu trufe. Vom adăuga peste salată și un pic de balsamic de pere pentru a aromatiza mai bine preparatul nostru. Arată foarte bine partea. Să le spui telespectatorilor cum faci chestia asta, că e senzațional. Acum se cumpără. În schimb, ca să le pregătești, îți trebuie să ai un pic de pregătire de bucătărie moleculară. Îți trebuie un factor care de sferificare al ginu, care trebuie făcut ușor cu pipeta într-un o apă cu calcic. Și ulterior spălată și folosită. Este... Cum se numesc? Perle. Perle. Perle sau caviar. Și asta știu pe cineva care abia așteaptă să gusteze. Deci cine a pus așa? Nu. Greta? Cristi? Mitrea? Da, doar da. Nu, susanul pentru Greta niciodată. Cum ba da, cum să nu? Greta, nu vrei susan? Da? Iarăși am pregătit ceva cu orz. Orz? Da, cu orz normal. Și în schimb, eu l-am făcut, am adaptat o rețetă din Italia, care se numește orzotto. Este un orz făcut ca un risotto. Cam aceiași factori la care vom folosi unt, parmezan și eu l-am făcut cu pui, l-am preparat cu pui. Așa, da, faci niște lucruri care arată foarte bine, vreau să zic. Încerc. Și mă bucur că mi-e de cele mai multe ori. Și ca să nu mai speriem lumea cu alergeni și cu alea, să nu uităm că astăzi avem o sărbătoare. Ziua fericirii. Este ziua fericirii și mai este și echinocțiu de primăvară. A venit pregătit șef astăzi cu toate temele. Am auzit la radio dimineața, am fost informat. Era cu Neti Sandu. Exact, și pe astronomie, și pe astrologie. Și pe... Da. Aici orzul pe care l-am fiert inițial. De unde ai luat? Orzul l-am cumpărat de la plafar. Orzul să nu-l dai pe gâște. De ce e vorba asta? Nu știu, cred că cineva de la Buzău a spus. Dar explicație nu avem încă. Nu ne-au trasat numai, ne-au dat numai vorba, nu ne-au dat și explicațiile de ce. Atenție, în acest orzotto vom adăuga și căpșuni. Opa. Tocmai de-aia spun că l-am transformat un pic. L-am făcut atipic și nu numai căpșuni, vom adăuga și nuci. Și astea sunt alergenice, da? Mai ales nucile braziliene. Da, sunt alergice. Da. Bănuiesc că nu ești, eu dau și astea lângă tine că sunt dăpoși și știu că îți place colanțăneala asta. Da, mulțumesc. Îmi plac legumele astea fierte, așa. Sigur nu poftești? Nu, chiar nu. Ești tare. Da. Mamă, ce bine arată. Dar chiar nu mi-e poftă. Deci ăsta e risotto? Nu. E orzotto. Orzotto, care... Orzotto, care are numai orz, nu? Da. Este făcut din orz. O să rog pe Bobo să-mi aducă și mie legumele pentru felul următor. Și în felul următor, cred că ai făcut ceva care nu e alergenic deloc, nu? Adică nu, niște... din potrivă. Am făcut un mix, dar să terminăm întâi felul ăsta, care facem acum. Vom folosi câteva căpșuni și la decor. Ce frumos, cât de mult contează
în cei care se uită la noi să încerce să fie foarte creativ când aranjează farfuria. Și iarăși, din păcate, nu poți gusta, dar promit că o să-ți facă privire. Până și cu ochii prima dată, dă-mi mie, te rog asta, da? Uite așa. Așa cu ciorba mea de lobodă. Și pentru felul următor, am pregătit... Așa... Bună ziua, domnul Bobo! DJ Bobo! Ce faceți? Bine! Punem și mie legumele. Deci tu acum ai adus 3 feluri de mâncare? Da, am făcut 3 feluri de mâncare, pentru că domn doctor și aș fi putut face 4, dar din păcate... Orzotto, această feta. Feta cu susa. Și? Și aici am făcut, voi face un surf and turf. Un ce? Un preparat de origine americană, în care regăsim produse din mare și de pe pământ. Uh-huh. Și cum se numește? Surf and turf. E un preparat tradițional în care amestecăm aceste ingrediente. Avem aici un mozaic de orez în care folosim orezul basmatic, orezul brun și orezul sălbatic. Orezul fiind foarte puțin alergenic, orezul în general. Mi l-ai trecut acolo, poți să nu, este puțin alergenic, am trimis și lucruri bune, măi. Înțeles. Data viitoare să vii cu... Ai cu ce ai dat tu? Da. Eu întotdeauna gătesc cu ce îmi zice domn doctor, nu mă dezic. Eu ascult indicațiile lui domn doctor. Da, știi cum, da, exact. Eu îi dau niște din astea foarte pe strițe și el le face, cumva. Face să le... Asta e șef Iosif Ștefănescu. Asta. Un șef cu pedigree. Da. Și acum voi adăuga, gata, mulțumesc. Asta cum se încălzească. Da. Aici am un King Crab Legs, un preparat foarte exclusiv și foarte, foarte scump de nivelul homarului, care, dacă ați urmărit episoadele alea de pe Discovery, care e una din cele mai periculoase meserii din lume, să pescuiești crabi. Prin scrabul, da, am văzut. De ce? Da. Parte e Marea Nordului acolo. Nu, este Marea Nordului. Timpul este foarte inadecvat pentru croazieră și plăcere. Deci avem creveți pe care i-am marinat, i-am gătit, i-am marinat și ulterior... Acești creveții sunt alergici? Da, tot ce fructe de mare, orice, de mare. Asta trebuie să spun atunci când te duci într-un restaurant să spui... Mai de ce? Noi nu avem de unde să știi. Sunt alergici? Foarte rău. Foarte, foarte. Avem foarte mulți clienți care sunt alergici la fructele de mare. Iar aici deasupra o să pun un picioruș de lah crab. Ei bine, îmi place că le dai așa culoare. Toate aceste preparate le voi aromatiza cu un unt clarifiat pe care l-am aromatizat cu usturoi și ierburi. Unt de care? Unt clarifiat se numește. Se lasă untul la o temperatură deasupra unei, la un belmarie, la un... Și atunci el se va decanta. Și în timp ce se decantează, dacă l-aromatizăm... Știi ce-i belmarie? E fiert în fiert, e pur și simplu pui deasupra, nu? Pus într-o apă. Da. Da. Aici avem un... mușchi de Wagyu de Australia. Iar ca și garnitură am pus... Deci la mușchi, la grătare, e bine să se vadă grătarul ăla, nu? Da. Dungile astea care... Da. Da. Și nu în ultimul rând trebuie să avem grijă să o gătim cum trebuie. Avem aici țelină, toplecel. La ce ajută țelina, doctore? La vitalitate sau viralitate. Da? Așa. Și avem și un brocoli. O ajută la orice brocoli, orice verde ajută foarte bine. Iar am făcut asta. Și ca să fie așa verde, brocoli acesta, înmulțat de la șef, îl fierb foarte ușor și apoi îl bagi în apă cu gheață. Apă cu gheață, scos în apă cu gheață, dar fiert puțin, nu trebuie gătit foarte mult. După cum îți dai și tu seama acum că servești din... Mazăre și tot. Da. Uite așa. Arată superb, șef, ești bun. Și acum vom ridica frumos căpăcelul. Uite care am. Și nu rămâne decât să vă doresc poftă bună. Mai mulțumim. Pe Iosif Ștefănescu, oameni buni, găsiți pe Instagram, pe Facebook, pe Bobo de asemenea. Șef Bobo! Bogdan Manole. Bogdan Manole, exact așa. Să schimbi și tu acolo, șef Bobo. E de ajuns, ok. Da? Bogdan Manole e bine. Vă mulțumim mult de tot, sunteți senzaționali, deci oameni buni. Ați aflat de la noi, miercuri, mai aflați câte un truc despre diferite lucruri pe care le gătim. Aflați lucruri despre sănătate cu Dr. Saba și vă mulțumim mult că sunteți cu noi. Imediat revenim după publicitate, continuăm. Despre Survivor, vine Andrei Atunciu, vedem ce s-a mai întâmplat acolo, avem multe să vă arătăm. Intrăm în direct cu Jorge, care e în spital, tocmai s-a operat, dar o să aflăm mai multe după o scurtă pauză de publicitate.